Numele meu este Silviu Pufal, sunt Security Systems Engineer la companiei Fortinet. Subiectul de astăzi este S-Design. Mi-am propus să fac o scurtă recapitulare a funcționalităților S-Design, asimilat de Fortinet. De asemenea, să vă prezint noile funcționalități. Acum câteva săptămâni am lansat un nou sistem de operare, FortiOS 6.2. Și am introdus peste 600 de noi funcționalități. O parte din ele acoperă și partea de S-Design și am să vi le prezint cele mai importante. Iar în ultimele 15-20 de minute am să vă fac o sesiune demo, am să vă arăt câteva o demonstrație pentru a vedea exact cum anume se configurează o astfel de soluție S-Design și care sunt beneficiile într-un mediu de producție, utilizând această tehnologie. Am să fac o scurtă recapitulare și câteva noțiuni introductive, înainte de a trece în zona, să spunem așa, pur tehnică. Este una din zonele în care Fortinet a investit foarte multe resurse, de să vedea că pe lângă dezvoltările de software în sistemul de operare, am lansat și un procesoare dedicate pentru a asigura funcționalitățile de S-Design. Dar, pe scurt, pentru cei care nu sunt deloc familiarizați cu S-Design și ce înseamnă această tehnologie, practic, este o tehnologie care ne asigură atunci când o sucursală, un sediu al unei companii, un sediu central, dispune de anumite conexiuni la internet, conexiuni către locații distante, să aleagă cea mai bună cale de a direcționa acest trafic. Tehnologia aceasta exista și înainte, dar acum totul se întâmplă la un alt nivel. Putem identifica aplicațiile pe care să le rutăm pe o anumită cale în funcție de performanțele căilor respective. Și haideți să vedem de ce există un focus atât de mare din partea vendorilor de securitate și nu numai în zona aceasta de S-Design și de unde pleacă această nevoie pentru această tehnologie. Peste 70% din aplicații s-au mutat în cloud. În sală sunt și parteneri și clienți finali și știți foarte bine că tot mai mulți clienți finali, tot mai mulți parteneri optează să mute aplicațiile în cloud. Lumea folosește Office 365, Dropbox, Google Drive, Skype, Salesforce. Aplicațiile de mail în cloud, pentru că sunt foarte simplu de băiat și de instalat. Dar mutând aceste aplicații în cloud, nemai avându-le în on-premise, apare nevoia de a avea conexiuni pe care să ne putem baza în a accesa aplicațiile din cloud. Devine extrem de critic și important să ajungem la resursa centrală. Acolo ne ținem documentele, acolo ne ținem aplicațiile și trebuie să le putem accesa. În prim urmare, odată cu dezvoltarea foarte mare a aplicațiilor software as a service, platform as a service, s-a pus o presiune foarte mare pe această conexiune de acces către data center, către resursele din cloud și așa mai departe. Bineînțeles, este o creștere foarte accelerată a aplicațiilor de voce și de video. După cum puteți vedea, anual crește volumul de trafic în zona aceasta voce și video. Din nou, presiune pe a avea conexiuni către WAN și internet cât mai cu lățimi de bandă cât mai mari, nevoia de a conecta cu mai mulți provideri, nevoia de a avea backup prin linii chiriate, fieles, prin 3G, 4G, eventual 5G când va apărea. Un alt motiv este acela că S-Design asigură toate aceste mecanisme în mod automatizat. Și clienții își doresc să dispună de
soluții care să facă, să ia decizii și să reluteze traficul în funcție de prioritatea conexiunilor în mod automat, fără intervenția operatorului. După cum vă spuneam, 70% din aplicații s-au mutat deja în cloud. Câteva Office 365, Salesforce și așa mai departe, Skype for Business. 30%, 37% toate acestea sunt informații furnizate de Gartner. 37% din clienți consideră că este mult mai ușor să deployezi și să instalezi aplicațiile în cloud. Există în continuare o reticență pentru o parte din clienții în a muta aplicațiile în cloud care țin de considerate, care țin de securitate, confidențialitatea datelor și așa mai departe. Și o să vedeți cum anume adresăm și aceste provocări prin soluțiile pe care noi le furnizăm. Vendorii de networking, de securitate, de soluții virtuale, oferă dispozitive, că vorbim de appliance-uri fizice sau virtuale, cu inteligență locală. Putem face application control, intrusion prevention, URL filtering, inspecții de trafic criptat, SSL, o serie întreagă de funcționalități în a accesa infrastructurile și aplicațiile din data center și cloud, dar toate devin inoperabile dacă nu avem acces și nu putem utiliza conexiunile de date. Deci, cam acestea ar fi foarte succint provocările pe care întâmpină clienții și pe care noi le-am identificat, care împing spre nevoia aceasta de tehnologie SD-WAN. Cloud Ready, sunt foarte mulți clienți care dispun de conexiuni prin linii închiriate, care costă foarte mult. În loc să folosesc un circuit închiriat în PLS, care costă mult, pot să optez pentru conexiuni redundante la internet. Și dacă am mecanisme care se decide în mod automat pe unde trebuie scrutate anumite aplicații, atunci putem utiliza această tehnologie și putem opera și asigura funcționalitățile nevoie de business la costuri mult mai reduse. Bineînțeles, trebuie să și putem realiza o prioritizare a aplicațiilor, aplicațiile de voce, de exemplu, în detrimentul celor de e-mail, care nu sunt atât de critice din punct de vedere al timpului, dar vorbim de ordine secundelor sau milisecundelor. Există o nevoie tot mai mare de a migra către soluții care asigură inteligență locală la nivel de sucursală și nu să direcționez tot traficul către un data center, așa cum s-a arătat în slide-ul următor. E nevoie să asigurăm o inteligență locală și de aici să putem, asigurând funcționalități de securitate la nivel local, dar asta înseamnă să dispun de resurse de procesare. Fortinet vine ca propunere cu arhitecturi hardware bazate pe ASIC-uri, care permit funcționalități avansate de securitate, de antivirus, de application control, de IPS, astfel încât să putem ruta traficul către data center, dacă data center-ul devine indisponibil, să putem lăsa această sucursală să acceseze în mod direct internetul. După cum vă spuneam, dacă se renunță la conexiuni asigurate de providerii de telecom la costuri foarte mari, precum MPLS-ul, se optimizează foarte mult costurile. Bun, dacă asigurăm toate aceste funcționalități la nivel de sucursală, pe piață, la momentul acesta, majoritatea vendorilor vin cu soluții dedicate de SD-WAN. Vin cu o soluție dedicată de SD-WAN, vin cu o soluție dedicată de securitate, vin cu o soluție dedicată de switching și așa mai departe. O să vedeți că propunerea Fortinet este de a furniza un echipament care asigură atât funcționalitățile de SD-WAN, cât și funcționalitățile de securitate. Și, practic, efortul pe care compania noastră l-a întreprins în ultima perioadă a fost să integreze această funcționalitate la nivelul unei singure
unei singure platforme. Una din preocupările pe care Gardner, în studiu pe care l-a publicat în 2018, l-a identificat, este aceea că în topul preocupărilor clienților stă componenta aceasta de securitate. Bineînțeles, și partea de performanță este importantă, dar principala preocupare este aceea de a asigura securitate. Am intrat, Fortinet a intrat în piața de SD-WAN, așa cum știți, și în piața de security. De la an la an, soluțiile Fortinet au evoluat exponențial. Am să vă arăt și rapoartele Gartner în zona de Enterprise Firewall, în zona de UTM eram de mult considerat un lider, dar în zona de SD-WAN suntem un lider, asta este raport din 2018, un lider în zona de challenges, aici, este un raport Gartner exclusiv pentru partea de SD-WAN. Ceea ce aș vrea să observați este că am obținut cel mai mare scoring și rating din partea clienților finali. Deci avem raportul analiștilor Gartner, dar avem și raportul clienților care au utilizat soluțiile și au dat un scoring acestora. Dar, după cum vă spuneam, filozofia Fortinet este nu de a furniza securitate și SD-WAN într-un singur cutie, într-un singur appliance. Și, după cum puteți vedea, în zona de securitate suntem lideri, cadream magic. Este o soluție extrem de matură și performantă. Și dacă puneți ceea ce vreau să spun este că important, nu este important să uitați la un singur raport Gartner sau MSS, uitați-vă la mai multe rapoarte, pentru că atunci când dacă într-o sucursală nu vreți să mergeți cu multe echipamente de la vendori diferiți care îngreunează managementul și utilizați o singură soluție. În cazul nostru, asigurăm toate aceste funcționalități într-o singură cutie. Suntem lideri și în zona de securitate și suntem foarte bine poziționați și în zona de SD-WAN. După cum vedeți, suntem singurul vendor care oferă suport pentru infrastructure as a service pentru IBM și Oracle, pe lângă Amazon, Azure sau Azure sau Google Cloud. Și bineînțeles, asigurăm un management centralizat, dacă vorbim de multe sucursale, avem o soluție în acest sens și o să vă arăt imediat. Dacă vorbim de zona centrală, în zona de enterprise, unde trebuie să asigurăm funcționalitățile SD-WAN, sau dacă vorbim de zona de branch, unde avem sucursale, și unde nu trebuie să mergem cu echipamente din gama enterprise și cu echipamente mai mici, din nou, după cum puteți vedea, suntem poziționați ca lideri în ceea ce înseamnă securitatea. Vreau să punctez faptul că suntem singurul vendor care publică în data sheet-urile, specurile echipamentelor, throughput-ul, performanța de SSL inspection. Trebuie să știți că 70% din traficul de internet astăzi este trafic criptat. Dacă vreau să am o conexiune SD-WAN cu serviciul central, cu aplicațiile pe care le am în cloud și să totul să fie securizat, să protejez, să nu transmit virus și malware pe aceste conexiuni, să fiu protejat împotriva unor atacuri, trebuie să știți că Fortinet realizează aceste funcționalități de inspecție în hardware cu acceleratoare pe care o să le prezint imediat cu procesoare dedicate. Deci, nu este suficient să asigur funcționalități SD-WAN, trebuie să mă uit în aplicații, trebuie să decid pe care rută duc o aplicație, cum le prioritizez, am nevoie de inteligența asta locală la nivel de firewall, dar trebuie să știu să identific corect aplicațiile, iar Fortinet are un engine de application control și de multe ori este nevoie să analizez traficul criptat. Google, de exemplu, nu mai indexează
site-urile HTTP, simplu. Să vedeți site-uri de știri, toate sunt cu HTTPS, semnate, dar vă spuneam 70% din trafic, vorbim de, nu știu, e-mail, voce și așa mai departe, este criptat. Și dacă se pune un malware într-o astfel de conexiune, nu mai avem vizibilitate. Și aveți nevoie de soluții care să securizeze aceste comunicații online. Un alt lucru foarte important pe care vreau să-l punctez este raportul NSS. Uzităm Gartner și NSS Labs. După cum puteți vedea, pe partea de SD-WAN, NSS a dat cel mai înalt scoring pentru calitatea serviciilor pentru partea de voce, pentru partea de video. Mai sunt alți doi vendori cu recomandit, dar dacă vă uitați la costul pe megabit pe secundă, la TCO, Fortinet este undeva calculat la $5, pentru că ceilalți care sunt cu recomandit sunt 197 și 97. Fortinet nu licențiază, spre deosebire de alți vendori, funcționalitatea de SD-WAN. Este ca o funcționalitate de rutare, e în sistemul de operare. BGP, OSPF, Policy Routing și așa mai departe. Dar este un aspect extrem de important. Deci, mesajul meu este nu analizați un singur studiu în Gartner, analizați mai multe studii, țineți cont și de securitate, țineți cont și de costurile pe care le induce soluția, astfel încât în final să luați decizia cea mai bună. Aș vrea să menționez că Fortinet este numărul 1 în lume la numărul de echipamente vândute. Există clienții finali și partenerii beneficiază de un suport. Sunt foarte mulți clienți care utilizează soluția noastră. Unii dintre ei pentru noi sunt ca niște senzori care ne trimit imediat alerte legate de incidente. Avem practic cei mai mulți senzori prin echipamentele pe care le furnizăm clienților. Dacă întâmpinați o problemă, sunt șanse foarte mari ca acea problemă să mai fi fost de design, de implementare, întâmpinată de altcineva, pentru că nu suntem încă numărul 1 la volum de vânzări financiar, ca volum de revenue, dar avem cel mai multe unități vândute în lume în acest moment și suntem lider la numărul de patente înregistrate. Sunt peste 600 în acest moment. Fortinet a investit imens în ultimii 2 ani în dezvoltarea de noi tehnologii și patente și veți vedea imediat, practic, care sunt noile funcționalități pe care noi le asigurăm. Cam așa ar arăta, să spunem, o infrastructură tipică, să zicem, pentru zona de enterprise, cu un firewall care securizează zona de branch cu locația remote, cu multiple conexiuni către data center pentru servicii interne, externe, către accesul către aplicațiile din cloud. La sfârșit voi face un demo să vedeți cum sunt optimizate aceste aplicații în cloud. Și, bineînțeles, asigurăm un management centralizat. Avem un deployment cu 12.000 de echipamente gestionate de un FortiManager, aplicația centrală de management de echipamente. Da? Deci, repet, 12.000 de device-uri. Un alt avantaj este același, o să vi-l prezint, că FortiGate integrează controller de wireless, controller de switch, o să vi-l prezint imediat. Practic, pe lângă funcționalitățile clasice de SD-WAN, venim cu securitate în aceeași cutie și pe lângă aceasta securizăm ceea ce numim noi branch, în sensul că integrăm firewall-ul cu switch-ul, fiecare firewall Fortinet are integrat un controller wireless, faceți managementul echipamentelor wireless din firewall, facem managementul switch-ului din firewall, dar avem un FortiManager care asigură
managementul mai multor echipamente de tip firewall. Și am introdus, dar nu este subiectul de astăzi, un nou sistem de operare, partea de automation. În momentul în care este detectat un malware, este trimis automat un e-mail, este pus automat o stație în carantină, este izolată mașina respectivă. Am adus conectorii de NSX, OpenStack, direct la nivel de firewall. Și toate acestea ajută foarte mult într-un management unitar și cât mai facil. Asigurăm o gamă foarte variată de produse, din zona small business până în zona enterprise. Vă spuneam, suntem singurul vendor care publică valorile de throughput de SSL inspection, care este extrem de relevant pentru că 70% din trafic este criptat. Atunci când faceți designul unei astfel de soluții, e bine să țineți cont de toate aceste lucruri. FortiGate identifică aplicațiile, identifică câteva mii de aplicații, 5.000 de aplicații. Putem decide în mod inteligent pe care cale direcționăm un trafic, putem pune traficul de Skype pe un link, traficul de Salesforce pe alt link, e-mail-ul sau alt trafic intern, video pe alt link, le putem prioritiza în funcție de nevoi. Integrăm la nivelul echipament modemuri 3G, 4G și, bineînțeles, monitorizăm aplicațiile. O să vă prezint și câteva noi funcționalități pe care le-am introdus. Practic, asigurăm aceste funcționalități SD-WAN prin procesoare dedicate, securizăm IPS, web filtering, antivirus, application control, funcții asigurate de sistemul de operare, primind surse de threat intelligence de la FortiGuard. Avem o echipă dedicată de peste 250 de ingineri care se ocupă doar cu zona de threat intelligence, cu detectarea de atacuri și updatarea și actualizarea bazelor noastre de date legate de virus, de metode de identificare a atacurilor. Asigurăm Zero Touch Deployment, ce o să vi prezint în slide-urile următoare. Clienții mari pot să ia echipamentele, pur și simplu le livrează și e suficient să aibă acces la internet, vor primi automat configurația. Efortul este minimal, dar pentru clienții care au infrastructuri foarte mari. Și bineînțeles, asigurăm un management centralizat. Deci, cam asta ar fi, o să spun așa, sumarizând funcționalitățile principale pe care noi le asigurăm. Vă spuneam, analiza traficului criptat, și asigurăm cel mai bun raport performanță cost în industrie de la acest moment. Bun, haideți să vă arăt principalele noutăți, funcționalități care au fost aduse acum în 2019. V-am arătat rapoartele Gartner din 2018 și să vă arăt ce anume am introdus acum în 2019. Și una din inovații este aceea că am introdus primul ASIC dedicat pentru partea de SD-WAN. Performanțele sunt impresionante pentru acest tip de procesor. În acest moment am lansat echipamentul 100F, ultimul model și ca generație, primul model care folosește acest tip de procesor și, bineînțeles, pe parcurs vom updata și celelalte echipamente care vor fi lansate. Acesta este noul echipament despre care vă spuneam, FortiGate 100F. Trafic criptat, cu un throughput de 11 giga pe secundă, inspecție SSL la aproape 1 giga pe secundă. Este primul echipament care folosește acest ASIC dedicat SD-WAN.
identificăm o plajă foarte mare de aplicații și am să vă rog cât de simplu este să configurăm astfel de soluție. Am lăsat doar 10 minute pentru demo de final, pentru că este foarte simplu de a configura firewall din interfața web rule management. O altă funcționalitate pe care am introdus-o recent este forward error correction. Transmitem date, dacă unul din pachete nu ajunge la destinație, putem reface flow-ul de date, astfel încât să avem informația. Să vă arăt un demo în care vizualizăm fluxul video fără a activa această funcționalitate forward error connection și activând această funcționalitate și îți vedea cum se pierd frame-ul și transmisia video se realizează fără probleme. Este extrem de simplu de configurat și am să vă arăt interfața grafică, se realizează aceste bife aici. Dacă se facă această corecție pentru traficul care pleacă sau este primit. Pentru tunelele VPN putem transmite și această funcționalitate este la nivel de pachet, o parte din pachetele trimite printr-un tunel VPN, alte pachete prin alt tunel VPN, dacă închidem tunele VPN prin provider diferiți către același data center. Am updatat partea de configurare de reguli. A configura este una, o să vedeți, presupune a defini niște interfețe fizice, VPN sau 3G, 4G, toate conexiunile pe care le avem definite la nivelul firewall-ului. După care trebuie să definim niște reguli și aceste reguli pot fi definite prin aceste secțiuni, manual. Selectăm pe care interfață să fie direcționat, rutat traficul unei anumite aplicații sau putem decide să rutăm traficul în funcție de calitatea link-ului. Putem defini un cost, dacă vrem, putem defini noi un cost pentru conexiunile respective și chiar dacă performanțele diferă, să spunem, pentru două conexiuni, dar noi avem o preferință pentru una din conexiuni și chiar dacă performanțele sunt mai slabe, dar aplicațiile funcționează bine pe acel calcul de performanță, putem utiliza acest cost, de obicei folosit active failover în aceste scenarii. Putem distribui traficul pe mai multe conexiuni, astfel încât să dispunem de un throughput cât mai mare. Tot în zona de reguli putem defini latența, jită, threshold-ul, criteriile pe care trebuie să le respectă un link și veți vedea unele dintre ele sunt predefinite, nu o să știți care sunt criteriile de performanță de care are nevoie, nu știu, Office 365 pentru a funcționa optim din punct de vedere, nu știu, delay sau aplicații de voce. Sunt predefinite aceste valori și le puteți vizualiza direct din interfața grafică. Asigurăm funcționalități SD-WAN, v-am spus, la nivel de echipament. Avem management centralizat prin intermediul instanței FortiManager. Lăsăm inteligența la nivelul echipamentului, deoarece avem performanțe asigurate de către procesoare puternice, ASIC. Și recent am introdus și o funcționalitate de VPN controller în cloud pentru clienții care doresc să instaleze echipamentele și să vadă topologiile VPN, conexiunile realizate. Am introdus auto-discovery VPN și pentru interfețele de SD-WAN și am să vă arăt foarte succint controlul despre care vă vorbeam, introdus acum în ultimul release. Managementul se realizează în cloud. Există o licențiere separată pentru acest overlay controller VPN. La nivel de echipament
configurația este extrem de facilă și accesând interfața din cloud pot fi monitorizate conexiunile, topologiile definite și așa mai departe. Vă spuneam că avem deployment de management centralizat pentru 12.000 de echipamente FortiGate, gestionate prin intermediul FortiManager-ului. Am să vă arăt imediat în demo cum realizăm configurarea SD-WAN și la nivel de FortiManager. În plus, am avut foarte mulți clienți, avem foarte mulți clienți care doresc să-și personalizeze modul de raportare și de monitorizare și avem un tool FortiPortal în care ei își pot crea, să spunem așa, propriul FortiManager în care să modifice partea de vizualizare și de management centralizat. Deci nu uitați, asigurăm o soluție unificată. Integrăm controller de switch și controller de access point la nivelul unui FortiGate. Punem automat în carantină echipamentele pe baza atacurilor detectate de FortiGate. Trimite comandă la switch sau la access point. Trimitem notificări și așa mai departe. Haideți să v-am povestit și despre Zero Touch și provisioning. După cum vă spuneam, se deployează echipamentele, da? Zeci, sute, mii de echipamente, au nevoie doar de acces la internet, sunt înregistrate în cloud, iar cloud-ul, din cloud-ul Fortinet se face o legătură cu FortiManager, instanța centrală de management și pur și simplu echipamentele FortiGate primesc configurația pe care noi o definim la nivel de FortiManager. Haideți să... Aici, sub 5, sunt listate noile funcționalități, forward error correction, packet distribution, despre care deja v-am vorbit, adăugat acum în 2019. Haideți să vă arăt un demo legat de modul în care se configurează această soluție. V-am spus că management extrem de facil și ușor, interfață web. În zona de application control sunt listate toate aplicațiile. Avem o secțiune aici, cloud, și veți, vor fi listate doar aplicațiile din cloud. Și foarte, foarte ușor pentru un astfel de scenariu în care avem mai multe branch-uri, un data center, care avem și aplicații în cloud și avem nevoie să prioritizăm traficul, să rutăm aplicațiile în funcție de conexiunile respective. Putem să definim, practic, interfața SD-WAN. V-am spus că reprezintă, se realizează prin gruparea interfețelor fizice. Și am să vă arăt imediat. Practic, selectez ce interfețe vreau să facă parte din această interfață virtuală. Putem pune interfețe fizice, interfețe de tunelare VPN, interfețe 3G, 4G și toate regulile, implementările VPN, policy-urile se realizează utilizând acest obiect numit SD-WAN, interfață SD-WAN. Haideți să vă arăt și cum definim regulile, pentru că aceste trei calupuri sunt necesare pentru a configura SD-WAN la nivelul unui FortiGate. Definim link-urile prin care vreau să ajung în diverse zone, după care trebuie să definim niște criterii de performanță. Putem alege modul în care facem probing-ul, prin care testăm calitatea link-ului. Putem selecta HTTP sau ping. De exemplu, aici avem un software as a service, avem Salesforce. Putem ajunge în Salesforce prin intermediul data center-ului sau în mod direct, accesând direct internetul și definim participanții, interfețele care ne asigură această conexiune SD-WAN, respectiv acel tunel VPN și
acea interfață fizică, stabilim care sunt criteriile din punct de vedere al latenței al jitterului, al packet loss-ului. Vă spuneam că poate nu o să știți pentru, nu știu, Office 365 sau alte aplicații ce valori trebuie selectați, ele sunt predefinite în interfață, le puteți selecta de acolo. Și după ce definiți aceste criterii de performanță pe care trebuie să le îndeplinească link-urile care asigură conexiunea la internet, urmează să definim regulile. Am introdus în această ultimă versiune această funcționalitate. Dacă selectează un SLA, putem vedea istoric care a fost calitatea link-ului respectiv pentru latență, jitter sau packet loss, ca să avem o imagine a calității link-ului respectiv. În acest scenariu, vedeți, prioritizăm Dropbox, Netflix și stabilim regulile prin care este rutat traficul. Deci am definit interfața SD1.mail, am definit criteriile de performanță pe care trebuie să le asigure conexiunile respective, iar ultimul pas este acela de a defini regulile după care este redirectat un anumit tip de trafic. Traficul către o Microsoft Office 360, tot acest calup de aplicații, va respecta această regulă pe baza acestor criterii. Pot să-i spun tot traficul către Salesforce și tot calupul acela de aplicații să fie direcționat manual pe anumită interfață sau să selectezi cel mai bun link în cel mai bun însemnând de latență, jitter, packet loss, lățime de bandă, sau pot să fac un custom profile să țin cont de toate acele criterii. Prea un anumit jitter, un anumit packet loss, și așa mai departe. Și în acest fel definesc criteriul de prioritizarea conexiunilor pe baza acestor strategii definite aici sau pe baza costului. V-am spus că putem selecta și costul. Putem spune noi un cost. Putem asigna noi. Vreau o anumită aplicație să fie un anumit link îl consider cu un cost mai mic, altul cu un cost mai mare și în funcție de aceste valori, va fi direcționat traficul. Aici sunt funcții de cost. Am să trec peste partea de prioritizare regulii aici și același lucru pentru partea de VoIP. De data aceasta, să fiind trafic de voce, se selectează best quality și cel mai probabil jitterul și latența. Și, după cum vă spuneam, se pot pune custom profiles, se pun diverse valori. Pentru partea de tunelare VPN, v-am povestit că putem recupera pachete care se pierd prin acea funcționalitate pe care v-am prezentat anterior. Dacă se pierde un pachet, putem reface prin algoritmi matematici întregul calup. Și haideți să vă arăt în final live o înregistrare cu modul în care sunt îmbunătățite aplicațiile pe care le utilizează clienții finali. Aici un mic slide cu ceea ce v-am prezentat legat de Zero Touch Deployment. În cloud sunt înregistrate automat serial numărul echipamentelor. Doar se duce, lasă echipamentul, e suficient să acceseze internetul și își primește în mod automat configurația de la Fortinet Manager. Și am să închei cu un scurt demo legat de partea de failover. Ok? Pentru Dropbox vă puteți gândi la Skype, Office 365 și YouTube. Și o să vedeți cum funcționează aceste aplicații fără SD-WAN sau cu SD-WAN. Practic, am emulat aici, folosind un emulator de WAN, am introdus un delay de 300 de milisecunde și în acest moment vedeți că este pornit un download din Dropbox.
Aici puteți vedea cum a sărit delay-ul de la 3 milisecunde la 300 de milisecunde. Și datorită acestui delay foarte mare, download-ul de Dropbox va fi afectat. Putem vedea cam cât timp durează. Deci, fără a activa funcționalitățile de SDN-aș cu un delay mare, în scenariul în care linkul activ a suferit degradare de performanță, a durat undeva la 2 minute. Dacă avem două conexiuni, da, să zicem că accesăm Dropbox prin data center și avem tunele VPN până acolo, dacă folosim această funcționalitate, mărim delay-ul pe conexiunea activă, l-am mărit la 300 de milisecunde, dar veți vedea în mod automat că se va activa conexiunea a doua de backup și delay-ul scade din nou, vedeți, 0,386 de secunde. Deci primul scenariu, să spunem, pentru aplicația de cloud, pentru Dropbox, utilizând această implementare SD-WAN. Filtrele de securitate se definesc extrem de simplu. Ca sursă se folosește un singur parametru, interfața SD-WAN, ca sursă sau ca destinație. Și dacă vrem să activăm antivirus, application control, sunt doar câteva bife pe care trebuie să le facem pentru regulile de securitate. Este extrem de simplu de securizat conexiunea. O regulă, un firewall, pur și simplu fac niște bife și spun, activez niște bife și spun vreau să fie inspectat, securizată conexiunea respectivă. Același lucru și pentru partea de voce. SIP folosit. Apare aici, după cum puteți vedea, connected. Call-ul este stabilit. Introducem delay pentru această conexiune de voce. Ați văzut că s-a făcut în mod automat failover-ul și avem din nou o calitate bună a link-ului. Dar să spunem că am avut prima conexiune cu 300 de milisecunde, am reutat traficul în mod automat fără intervenție umană pe al doilea link cu performanțe mai bune. Dacă îmi pică și acest link cu performanțe mai bune, soluția revine din nou la singurul link rămas disponibil, cel cu 300 de milisecunde. Da? Și soluția sau aplicația funcționează în continuare. La fel pentru partea de vedeți din nou ce vă spuneam, delay-ul foarte mare. Haideți să vedem cum funcționează Office 365 fără SD-WAN și cu SD-WAN. Deschidem în cloud un PowerPoint și uitați cum cât de eficient este să identific aplicația și să știu să o rutez dacă e critică pe anumită conexiune sau nu. Vreau să rețineți că prioritizăm și rerutăm trafic aferent unor aplicații. Nu vorbim de calupuri întregi de trafic. Pot să spun traficul de Facebook pe o parte, traficul de Salesforce pe altă parte, mai trafic către data center nou pe altă parte. Iar aici a fost utilizată această funcționalitate de care vă spuneam, Forward Error Connection, funcționalitatea de capacitatea de a reface pachetele dacă unul din ele este pierdut. Și, practic, e o funcționalitate utilă dacă dispunem de lățime de bandă suficientă, dar important este că dacă am pierderi de pachete și risc să pierd din frame-uri, după cum puteți vedea, în stânga ecranului nu beneficiez de această tehnologie, Forward Error Correction. În schimb, în dreapta, firewall-ul are capacitatea de a reface pachetele pentru fluxul video aferent unor conexiuni VPN. Cam asta a fost prezentarea mea de astăzi, cu mesajul că evoluția SD-WAN la Fortinet a fost una accelerată și se investesc în continuare resurse importante pentru a deveni lider și în acest domeniu. Vă mulțumesc foarte mult!